Una din definițiile date omului, mai ales în veacul contemporan, în timpurile noastre, este că omul este homo faber. Homo faber, adică omul care lucrează, care face, care creează lucruri, care construiește lucruri, obiecte foarte necesare pentru existența noastră. Și în felul acesta, homo faber schimbă lumea, schimbă fața existenței, o conduce în bine. Dar dacă ne gândim la lucrurile create de homo faber, ce se ascunde în spatele lucrurilor care sunt construite cu atâta greutate, cu atâta străduință, cu atâta știință? Pentru că noi ne mulțumim să privim lucrul care este foarte bun ca folositor, dar în spatele lucrului ce stă? Stă omul care gândește, stă spiritualitatea, stă știința acumulată în ani grei de cercetare și de transpirație cu stiloul în mână. Stă un proces de gândire care este concentrat în toată evoluția omului, pentru că într-un fel se construiau obiectele lucrurilor în Egiptul antic, obiectele lucrurile în Egiptul antic, altfel acum 1000 de ani, altfel 100 de ani și altfel le construim acum și altfel le vom construi în viitor. Dar dacă în spatele lucrurilor sau la baza lucrurilor este spiritualitatea, este știința, este spiritul științei sau paradigma științifică din secolul nostru, nu ar trebui să ne gândim mult mai mult dincolo de spiritul științific, ci ar trebui să ne gândim la cel care a dăruit știința pentru om. Și atunci descoperim și mai mult o altă dimensiune a lui homo faber, care este doar de suprafață, doar este superficială, doar este ce vedem acum. În spatele sau la baza lui homo faber este știința, iar în spatele științei este cel care a dăruit știința. Cum am putea, avându-l în față sau având în fiecare din existența noastră pe homo faber, să descoperim sensul lucrurilor, sensul existenței noastre? Pentru că lucrurile construite cu atâta greutate, cu atâta străduință și care se consumă atât de repede și se risipesc atât de repede și se strică foarte ușor și trebuie din nou construite altele și altele, pentru că avem tehnici de marketing atât de bune și le putem cumpăra. Viața noastră s-a schimbat, viața noastră e bună, avem altă mâncare, avem alte haine, alte mașini, alte posibilități de a ne mișca de la un spațiu la altul, de la o localitate la alta, de la o țară la alta. Dar dincolo de aceasta este spiritualitatea lui Dumnezeu, pe care noi trebuie să o descoperim. Homo faber, în esența lui, în felul său de a striga în lume, este cel care strigă după sens. Iar sensul strigat de homo faber este unul creștin, este unul care îl caută pe Dumnezeu și este acel sens extraordinar al veșniciei care trebuie trăită de acum și privită spre viitor, spre sens, spre înțeles. Lucrul este extraordinar de bun, este fantastic pentru că schimbă lumea, dar sensul lucrurilor, sensul vieții noastre care este din ce în ce mai bună, este aceea de a avea o și mai bună viață la nivel spiritual. Să descoperim această dimensiune a spiritualității creștine a lui homo faber din zilele noastre.